Cei care s-au născut în zodia Capricornului vor avea în prima parte a zilei de 22 aprilie o perioadă bună în plan afectiv, multă stabilitate sentimentală, echilibrare, așezare într-un context bun al unei relații. Pe 22 aprilie la ora prânzului, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și până pe 16 mai va crea o serie de posibilități pentru un dialog în care să se pună problema sentimentelor, a emoțiilor și a relațiilor unor perechi legate prin trăire. Nu e vorba de căsătorie, e vorba chiar de povestea de dragoste. S-ar putea să se întrebe reciproc ce cred, ce simt unul față de celălalt, cât este de profund, de adevărat, ce gânduri de viitor au, să ceară explicații pentru o conduită sau o afirmație sau o inițiativă care el cam deranjează pe celălalt și vrea să înțeleagă, de ce face acela așa? De ce vorbește așa? Dar e o perioadă de 24 de zile, nu o să fie neapărat începând de pe 22 tulbure, poate să fie oricând în acest răstim de 24 de zile, o perioadă de o zi, două, în care să se pune pe tapet aceste Detalii. Mai poate fi vorba de relațiile între părinți și copii, teoretic, și aici este vorba de o revizuire. Ia unui plan, poziția părinților față de copii, de pretențiile lor, de evoluția lor, de aspirațiile lor, de nevoile lor. Mai poate fi vorba însă și de răzgândirea copiilor, mai ales dacă aceștia sunt mari care încalcă niște principii, nu mai vor să facă ceea ce au promis, se răzgândesc și așa mai departe. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate și trebuie luate cu foarte multă măsură, cu foarte, foarte multă logică și rațiune și cu cerebralitate și fără sentimente și fără concesii și totul trebuie calculat rece ca în geometrie. Între 22 aprilie după ora 13 și 24 aprilie, perioadă bună pentru sănătate, organismul funcționează bine, stare de ușurare trupească după o boală, o afecțiune, niște zile în care au fost încercați de ceva, o răceală, o gripă, o disfuncție organică și acum sunt bucuroși că au dispărut acele simptome, că se pot mișca în voie, că pot respira, că pot vorbi, că pot să facă lucrurile cotidiene în modul cel mai rapid, corect și fără efort. Situație bună la locul de muncă, discuții oneste, onorabile, corecte, de ambele părți, afirmații, propuneri, răspunsuri, nu e niciun tertip, nu e nicio șmecherie. Ceea ce se întâmplă este legat de normalitate, de respect, de bună cuvință. De prețuire reciprocă, chiar și de încredere. Numai că, dacă există niște oferte și niște promisiuni, este bine ca acestea să fie puse în practică cât mai repede. Planeta Venus merge foarte repede prin această casă, și în felul acesta micul benefic nu le va fi prea mult timp alături, și nu va mai fi elementul care să dinamizeze aceste fapte bune și necesare pentru Capricorn, pe de altă parte, nu le va proteja nu le va determina și poate că după ce va pleca din casa aceasta a șasea, deci chiar disponibilitatea pentru dialog de până acum nu va mai fi la aceleași cote. Între 25 și 27 aprilie dimineața, relațiile parteneriale, Contractuale, conflictuale, procesuale sunt ascuțite, nu sunt deloc convenabile, nici Capricornii nu vor avea cele mai bune reacții. Vor fi și ei îndârgiți, enervați, rezistenți, ostili, pătimași, se vor încrâncena, se vor crampona, nu vor dori să cedeze. Iar cu cât ne apropiem de 28 aprilie, trebuie să reținem faptul că acest Marte factor de conflict și cramponare în casa a a conflictelor parteneriale, se va afla într-o relație de cuadratură la crea perfect cu Chiron, în casa a patra, casa casei și a relațiilor de familie. Aici se naște un evantai de posibilități. Pot să fie conflicte de familie, pot să fie relații de familie care încep să condiționeze decizia unui capricorn într-o premisă procesuală. Sau contractuală. Trebuie să țină cont de dorința, voința, putința sau neputința unui părinte de a face ori de a nu face ceva ce ar trebui, ce și-ar dori, dar asta este situația. Și trebuie să țină cont de această premisă atunci când vorbește, discută, acceptă sau nu acceptă o ofertă. Este o blocare, e o complicare, dar Asta este situația. Mai există și varianta unei ostilități sau unei indisponibilități a unuia dintre părinți de a susține până la capăt pe cel născut în Capricorn. Pretextele ar fi multe, că nu știe, că nu poate, că nu înțelege despre ce e vorba, că e frică să meargă pe mâna copilului, că nu are încredere în el, că nu vrea, uite așa, de ambiție. Și atunci se naște și un conflict real interuman între Capricorn și părinți. În sfârșit mai poate fi vorba de o evoluție nefericită, cu o doză de risc, dacă este vorba de reclamații, anchete, cercetări, depoziții, expertize, procese în orice stadiu al procedurii judiciare. Teoretic, nimic din ceea ce e context astral în acestui moment, nu este în favoarea celor născuți în Capricorn. Așadar, atenție mărită, nu vă implicați în conflicte, nu le amplificați, nu le dați apă la moară și nu dați rivalilor, dușmanilor sau părții adverse argumente în plus pe lângă cele dinainte ca să vă atace, să vă blocheze și să vă complice existența. Între 27 aprilie după ora 9 și 30 de minute și 28 aprilie, situație delicată, nemulțumitoare în plan material patrimonial, e vorba de casa 8 -a, pe care capricornii vor încerca să o rezolve tranșant, și vor lansa, vor pune în joc niște argumente subiective care vin dintr-un fond de orgoliu, mândrie, dar sunt prezentate ca pretext, că e vorba de un principiu, că e vorba de o cauză specială, că e vorba de un scop nobil, că este vorba de dreptate, în fine, noțiuni mari, grandiloquente, rupte de context, dar care vor fi singura lor apărare într-un context în care, atenție, ei nu vor fi în cea mai bună poziție. Adică, practic, argumentele esențiale le vor lipsi, știu și ei asta, și atunci recurg la un artificiu, un fel de joc de umbre și de impresii, ca să abată atenția, până când vor găsi o altă soluție.